magnolie, curmal chinezesc, cachi rezistent la ger, niște plante pe care încercăm să le cunoaștem, încercăm să ni le plantăm în grădină, dar nu suntem așa de pricepuți la lucrul ăsta. Tocmai de asta am venit să ne înveți și pe noi cum se face. Hai să luăm cachi, spre exemplu. Cachi e foarte simplu de întreținut. Acum depinde de cel care vrea să aibă în curte un cachi, ce alege. Vrea unul care e mai rezistent la ger sau unul mai puțin rezistent la ger. Sunt zone în țară unde, dacă vorbim despre Timișoara, Arad, nu prea îl protejează și aleg varianta cachi tipul care nu prea trebuie protejat în zona lor. Dacă adică la ce temperatură rezistă? Minus 15 grade rezistă. Sunt cazuri când poate rezista, cum a fost iarna asta, și la minus 20 de grade dacă e doar o săptămână. Și atunci, mai bine, dacă suntem într-o zonă unde riscăm să degere, putem să alegem varianta de cachi roseianca, care este o combinație între un soi rusesc și unul american, sau curocachi, un frug negru, cachi negru, care rezistă până pe la minus 25 de grade. Îl tăiem ca pe un măr, face fructe pe ramură de un an, care este pe ramură de 2 ani. Nu e mare diferență între a întreține un măr de-al nostru comun și un cachi. Ca diferență de fruct între cel mai puțin rezistent și cel rezistent la ger, care este? Fructul de roseianca e aproape ca fructul de cachi tipo. În schimb, fructul de curocachi este un fruct negru și puțin mai mic. Este cu sâmbură sau fără sâmbură? Cu sâmbură. Și cât de mare crește un fruct? Curocachi este pe jumatea fructului, un diametru undeva între 3 și 5 cm, iar cel roseianca ajunge undeva la 7-8 cm în diametru, de fapt ca un fruct din comerț. Numai că nu este alungit, cum este un soi care se vinde, un soi de prin Spania, mai alungit, acesta este rotund. Cam în ce perioadă se coace? Pentru că asta este una dintre dilemele românilor. De regulă, dacă îl lăsăm în pom, se coace prin noiembrie-decembrie. Poate să rămână în pom și când dă gerul pe el, adică zăpada, dar... Și după ce cad frunzele. Și după ce pom. Cad frunzele, da. De multe ori întâlnim pomii, la noi sunt încă la început și nu prea îi vedem așa peste tot, iar lumea îi culege foarte devreme de frică să nu pice. În țările lor de origine îi găsim pomii cu fructe fără frunze, iarna. Deci, dar mai este un secret sau un artificiu. Putem să-l culegem mai devreme, prin noiembrie, când n-a nins, și îl punem undeva, așteptăm până se înmoaie și se consumă.